Țânțarul tigru se poate înmulți și în județul nostru, unde există numeroase zone propice în care larvele insectelor s-ar putea dezvolta în voie. Direcția de Sănătate Publică a notificat primăriile din județ în legătură cu operațiunile de dezinsecție necesare pentru distrugerea țânțarilor purtători ai virusului Zika. Acestea sunt diferite față de cele făcute până anul trecut și trebuie urmărite anumite zone. Infecția, ca și formă de manifestare clinică, este foarte ușoară, poate trece frecvent neobservată, este doar o erupție și ceva febră care dispare în 5 zile. Nu s-a stabilit o legătură certă între mutațiile genetice și înțepătura țânțarului asupra femeii însărcinate, dar se merge pe ideea că, constatându-se acele microcefalii în Brazilia, este foarte înțelept ca femeile însărcinate să evite înțepăturile tuturor speciilor de țânțari. Medicii spun că ne putem feri de înțepătura țânțarului tigru prin câteva măsuri foarte simple. Buzoienii se pot proteja cu haine care să lase cât mai puțin pielea la vedere atunci când ies în natură. Totodată, se pot folosi substanțe de protecție împotriva țânțarilor pe care le putem găsi în orice farmacie. Până acum, medicii au stabilit că infecția produsă de țânțarul Zika nu este foarte periculoasă pentru oameni, existând o legătură doar între mutațiile genetice apărute la copii încă din timpul sarcinii. La aceste dezinsecții să se folosească insecticide care să fie active inclusiv pe specia incriminată în transmiterea acestui tip de țânțar, să-și asaneze toate locurile în care apa băltește, să fie foarte atent în zona parcurilor, foarte atentă la depozitele de anvelope care s-au dovedit a fi medii de cultură pentru țânțari. Pe teritoriul municipiului, dezinsecția este făcută atât aerian cât și la sol.